Salutare! În secvența de azi vorbim despre timp și cum se măsoară acesta. Timpul se măsoară în unități mici. Secunda, cât numeri de la 0 la 1? Minutul durează până numeri de la 0 la 60, adică un minut are 60 de secunde. Și ora, cât numeri de la 0 până la 3600? Asta înseamnă că o oră are 3600 de secunde, care sunt egale cu 60 de minute. O jumătate de oră are 30 de minute. Asta înseamnă că am împărțit cele 60 de minute în jumătate. După cum observăm aici. Ne oprim la cifra 6 pentru a indica 30 de minute. Dacă împărțim cele 60 de minute în 4, obținem sfertul de oră care are 15 minute. Ne oprim la cifra 3. Ce oră indică ceasul tău? O poți citi? Pe cadranul ceasului sunt scrise numerele de la 1 la 12, dar el indică 24 de ore. Când începe o nouă zi? O nouă zi începe la ora 0. Atunci când noi dormim. Și știm că o zi are 24 de ore. Zi și noapte. Limbile ceasului indică ora, minutele și secundele. La ora 7 ne trezim pentru a merge la școală. Iar ceasul nostru ne va arăta așa. La ora 10 putem să luăm o gustare de fructe. Limbile vor fi așezate așa. La ora 13 ne așezăm pentru a mânca prânzul. Iar limbile ceasului vor indica ora 13, indicându-ne cifra 1. La ora 22, redată pe ceas tot la cifra 10, copiii ar trebui să doarmă. Intervalul dintre cifrele scrise pe cadran este de 5 minute. 1, 2, 3, 4, 5. Așadar, la cifra 1 avem 5 minute, la 2 10, la 3 15 și tot așa până ajungem la 60. Ce cifră indică 45 de minute? Dar 55. Descoperă singur. Singură. Am observat că limba scurtă indică ora, iar cea lungă indică minutele. Nu pe toate cadranele ceasurilor apare secundarul, așa cum observ și în această imagine. Primul ceas indică ora 10 și 10 minute,
5, 10. Dacă este zi. Dacă este seară, va indica ora 22:10. Pe cel de-al doilea ceas, minutele se află între 5 și 6, adică între 25 și 30 de minute. Pentru a le afla, trebuie să numărăm liniuțele micuțe care indică fiecare minut. 25, 26, 27, 28. Ora 3 și 28 de minute dacă este noapte, ora 15 și 28 de minute dacă este zi. Ora indicată pe ultimul ceas poate fi citită în mai multe moduri. Observăm că nu este încă ora 3 fix. Așadar, până la ora 3 mai sunt 5 minute. 3 fără 5 minute dacă este noapte, 15 fără 5 minute dacă este zi. Cealaltă modalitate de a citi este să vedem câte minute au trecut din ora anterioară, adică ora 2. Și vom număra din 5 în 5. Oprindu-ne aici, vom vedea că din ora 2 au trecut 55 de minute. Sau, dacă este zi, ora 14:55 de minute. Reținem că, pentru a indica ora fixă, linia minutelor trebuie poziționată în dreptul cifrei 12, ca în exemplul următor. 15 fix. Iar 15 pentru oră, vom poziționa limba la cifra 3. Pentru a indica trecerea unei jumătăți de oră, linia minutelor este la cifra 6. Ca în exemplul acesta. Ora este 18, indicată de cifra... Corect, tot 6. Continuă individual și desenează limbile ceasului pentru a indica ora dată. Timpul se măsoară în unități mari, cum este ziua. O zi are 24 de ore. Ziua și noaptea se formează atunci când Pământul face o rotație completă în jurul axei sale, iar în timpul acestei rotații, zonele de pe glob sunt orientate rând pe rând către Soare. Ca în acest desen. Mai mare decât ziua este săptămâna, formată din 7 zile. Câte ore are o săptămână? Folosește adunarea repetată. O lună poate avea 28, 29, 30 sau 31 de zile. Câte luni au 31 de zile? Observă calendarul și vei afla. Trei luni formează un anotimp.
Oare câte zile are anotimpul vara? Vei folosi din nou calendarul, dar înainte va trebui să identifici care sunt lunile de vară. Anotimpurile se formează datorită rotației Pământului în jurul Soarelui. Cele patru anotimpuri formează un an. Anul poate avea 365 de zile sau, din 4 în 4 ani, 366 de zile. Acest lucru este indicat de cele 29 de zile ale lunii februarie. Știai că există unități și mai mari de măsurare a timpului? Deceniul, care are 10 ani, secolul, 100 de ani și mileniul, 1000 de ani? Poți afla în ce mileniu suntem? Să exersăm. 2 zile, câte ore? Dacă o zi are 24 de ore, înseamnă că 22 zile au 48 de ore. Pentru a rezolva acest exercițiu, folosește adunarea repetată. Câte zile are anotimpul primăvara? Mai întâi identific lunile de primăvară. Martie, aprilie, mai. După care identific numărul de zile ale fiecărei luni. Martie 31, aprilie 30, mai 31. Suma lor este 92. Așadar, primăvara are 92 de zile. Continuă individual. Haide să enumerăm zilele săptămânii fără să le numim. Dacă azi este joi, înseamnă că ieri a fost... Corect, miercuri. Alaltă ieri a fost marți și răsalaltă ieri a fost luni. Dacă astăzi este joi, mâine va fi vineri. Poi mâine va fi sâmbătă și răspoi mâine va fi duminică. Unește luna cu anotimpul potrivit, apoi anotimpul cu evenimentul calendaristic. Ianuarie este o lună de iarnă, iar iarna este și Crăciunul. Eu m-am născut în anotimpul primăvara, mai exact în luna mai. Rezolvă mai departe. Citește enunțul problemei și rezolvă sarcinile. După toate informațiile redate, vei putea rezolva singură această problemă. Spor la lucru. Iată câteva instrumente vechi de măsurare a timpului
Știai că cadranul solar folosește poziția soarelui pentru a măsura timpul? Dar că ceasul cu pendul este primul dispozitiv care măsura exact timpul? Sau că clepsidra a fost folosită încă din antichitate? Citește și află mai multe informații. Pe curând!